același șantier de pe Bulevardul Moscovei din Chișinău. Aceleași pericole. Nici inspecția muncii, nici primărie n-au intervenit să apere viața, sănătatea oamenilor. Trotuarul se repară alene, ziua, utilajele lucrează peste capul oamenilor. Prea frumos, prea ca la țară. Legi în capitala Republicii Moldova există la bibliotecă, dar nimeni nu le citește și nu cere respectarea lor. Dacă cere, pare un ciudat. Toți oamenii acceptă să meargă, uite așa, printre mașini, pe carosabil sau pe aici, pe șantier, printre alte pericole. Și vor continua să-l voteze pe Dodon, pe Ivan Ceban, că ia că le faci trotuar. Dacă nu vreți ca în lumea bună, civilizată, dacă n-ați văzut niciodată civilizație,